Bună ziua și bine m-am regăsit la un nou episod Șoferul. Astăzi avem o mașină foarte specială, o Toyota Celica GT4. Este o mașină bine cunoscută din raliurile mondiale, din bine cunoscută grupa B, la cea mai mare grupă din raliu. Este o Toyota Celica din 1994, dar are să aflăm mai multe de la proprietarul ei, de la Alex. Salut, Alex! Mulțumesc frumos că ai acceptat invitația noastră. Mulțumesc și eu pentru invitație, mă bucur să fiu aici. Și noi ne bucurăm. Ia spune, Alex, cum e cu o mașină de raliu, ca să spunem așa, pe străzi? E o mașină care nu e tocmai destinată plimbărilor de zi cu zi, dar se poate, cu puțin efort. Probleme cu spațiu, dar în rest și cu consumul, că toată lumea mă întreabă de consum. Da? Da. Cât consum? Cât vreau eu, între 10 și 14% în oraș și în afară pot ajunge chiar la 7%. Am înțeles. Mașina ce motor este? Un 2.0, nu? 2.0 turbo, da. Tracțiune 4x4, benzină. Cum ai chestiunea mașina? O aștept de foarte mult timp, din 2008-2009 îmi doresc modelul ăsta. Am mai avut una, același model, dar mai puțin puternică. Și am urmărit mașina, modelul pe internet. Am reușit să găsesc una în Anglia, în stare bună. Am făcut eforturi să o aduc și acum mi-am văzut și eu visul cu ochii. Foarte frumos. Mașina am văzut că e făcută pentru piața din Japonia, nu? Da, da, este cu volan pe dreapta și intenționez să o las așa. Da, deci e modelul cu 260 de cai, nu? 256. 256, așa, 256 de cai. Pe cele pentru Europa știu că avea mai puțin cai. Da, 240. 240, nu? De da, cai. Da. Da. Și cum e cu piesele, cu servisarea la aia, e greu? Sau e piesele, ca orice mașină normală? Piesele consumabile se găsesc peste tot și au aceleași prețuri ca și la alte mărci. Dar când pică ceva care nu e consumabil, se găsește foarte greu. De exemplu, galeria de evacuare a trebuit să o comand din Noua Zeelandă. Am ca înțeles. Să o primesc. Da. Mai și mult transport decât piesa. Ea este, te întreb, nu știu, ea e modelul acela din 2600 de bucăți omologate ca să poată să participe în raliu? Sau nu, au fost omologate într-adevăr doar 2500 de bucăți cu volan pe stânga. Doar pe stânga. Iar celelalte 2500 care au fost fabricate, au fost fabricate pentru Anglia și Japonia, din care am și știu că au fost făcute câteva și pentru Australia. Da, tot din cele cu volan pe dreapta. Tot din cele 2500, da. Și asta este o ediție gen făcută după aia. Copiată puțin același, după ce au omologat. În același timp, pentru că piața, în primul rând, piața din Japonia a fost pentru ea, nu da, pentru Europa. A avut mai mare. Am înțeles. Priză la public acolo. Am înțeles, da, da, da. Și e vreo diferență, adică între aceasta și cele 2500 bucăți? Sunt diferențe. Cele de 2500 care au fost omologate special pentru a o introduce la raliu, au două sisteme neactivate, anti-lag sistem și ceva curățire pe bază de bun, de hai apă. Să explicăm și celor care se uită ce înseamnă anti-lag. Anti-lag înseamnă momentul acela când pe loc, nu? Turbina stă tot timpul într-o presiune mare. Dacă ați spus la raliuri, când se dă startul, 3, 2, 1, mașina începe să stea în presiune mare, evacuarea duduie, bubuie și mașina a plecat. Ăla este antilagul, nu? Deci mașina asta nu are așa ceva. Nu are, nu. Da, am înțeles. Bun, știu că modelele astea s-au fabricat din 94, corect? Da, până în 99. Până în 90, deci 5 ani de zile s-au fabricat ele, nu? Da. Și exact modelul ca asta s-au participat la raliu. Da, da. Știu că la un moment dat ele au fost retrase din raliu. Le-au prins cu o... Au avut o problemă la turbină ascunsă. Greu au găsit-o, dar au găsit-o până la urmă. Da, știu că a fost declarată cea mai mare invenție, ca să zic așa. Da, da. Care avea un limitator la turbină, un restrictor la turbină. Da, da, da. L-au găsit până la urmă și Toyota a primit un an de zile interdicție de a mai participa la raliu VRC. Nu și la celelalte. Exact, că știu că mașina după aia a fost folosită în World Rally pe echipe private. Da, a mai fost folosită pe uzină, ca Toyota. De Toyota, da. Mașina mai de curând, de puțin timp, de mult timp? O am de un an și ceva, dar nu am umblat cu ea, nu am circulat cu ea, pentru că a avut o problemă cu turbina, am rezolvat-o și acum am făcut rarul, urmează să o și matriculez. Ai avut probleme ceva la rar? N-ai de la rar am întâmpinat o problemă, cartea mea nu e gata de o lună, pentru că e prima din țară, prima la care se cere omologare. Am înțeles, deci mai există două de la țară, tine acolo se dă startul, nu? Da, da. Da. Mai sunt două în țară, dar nu le-a trecut nimeni pe la rar. Am înțeles. Mașina este stock sau ai făcut ceva modificare, ai umblat la ea? Tehnice nu am făcut modificări, doar suspensie sport cu care am luat-o și jantele pe 18. Inclusiv evacuarea este originală? Da, nu este evacuarea originală, este pusă doar finala sport de proprietarul anterior. În afară de asta, ea schimbat doar culoarea.
astăzi. Mașina mă auzit, o are gen un blow-off ceva, nu? Da, e de fabrică? Este, nu e de fabrică. Sistemul de fabrică era silențios printr-un filtru în cutie. Eu am filtru sport tot din, tot pus de proprietarul anterior. Am înțeles. Și a fost nevoie de o valvă care elimină presiunea în atmosferă, ca să nu se poate filtru sport și... Ai probleme că în oraș, fiind cu volan pe dreapta, te acomodezi greu? Nu, singura problemă este în afară, la depășire. În rest m-am acomodat și cu contradarea. Da, știu că am văzut, mulți au găsit modalitatea și pun în oglindă o cameră. Da, da, da. Știi? Nu e cazul că n-am făcut foarte multe drumuri lungi, dar chiar pot să stau după camioane, tiruri, nu e acolo. Da? Da, se poate conduce și încet. Mașina se comportă ok, nu? Ca orice mașină normală, da, pe stradă. Da. Nu e foarte tare suspensia sau... Se poate merge și cu a 4-a cu 40 sau cu a 2-a cu 110. Cutia e manuală, deci, nu? Poate. Da, cutia e manuală și e bine etajată și pentru oraș și pentru afară, e foarte ok. Deci da? Poate fi folosită ca o mașină de zi cu zi, dar nu, ea nu oferă același confort. Bun, asta urmează să vedem și noi acum când o să dăm o tură cu mașina, dacă se, dacă se poate. Sigur. Putem să mergem și noi cu o tură să vedem cum se comportă sigur, mașina? Sigur. Ok, bun, haide. Suntem cu Alex în mașină, în Toyota Celica, da? GT4, nu? GT4, de ce au numit-o așa, de la tracțiune? De la tracțiune, da. GT pentru că au scos și o versiune GT cu tracțiune față. Am înțeles. Și Ford când s-au hotărât să-i pună transmisia. Da. Cutii ăsta, treptele sunt foarte scurte, nu? Da, da. Acum am văzut când am băgat în a doua imediat. Are deja schimbătorul scurt. Da? Din fabrică nu mai am nevoie să-l scurtez. Am înțeles. E puțin ciudat volanul ăsta pe dreapta. Și pentru mine e ciudat. Da, încă nu te-ai obișnuit. Da, n-am stat niciodată în stânga. Ce vreau să te întreb? N-ai apucat încă iarna cu ea, nu? Ba da. Ai prins? Am prins. Cum se comportă pe zăpadă? Se învârte în loc, îmi place. Da? Pe asfalt încă n-am încercat. N-ai încercat? Nu, nu. Bine, nici nu recomand, bănesc că-i strici... Nu se strică, ea rezistă. Nu se strică, ăsta, nu? E făcută pentru așa ceva. Că nu, raliul nu e doar liniuță și atât. Da, corect. Da. Dar nu mă pricep și nici nu vreau să... Bănesc că se uită lumea în oraș și trage acum de privire mașina, nu? Da, da. E ceva ce nu vezi în fiecare zi. Și mașina are suspensia destul de moale, văd. Uite, da, acum da, merge da. Pe un drum destul are, de nivelat. Are doar arcurile. Da, 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 asta vreau să zic, că nu e foarte rigidă mașina. Nu, nu, că amortizoare în sport nu i-am pus. E destul de înaltă. Da, este. Chiar n-ai treabă cu ea. Gen pe la parcări, pe la astea, știi, la borduri, te am filmat unele supercaruri, n-ai nicio șansă cu ele. Da, nu, asta e ok. Chiar e da, normal. Am și spus că e o mașină pretabile de oraș. Mașina pentru anul ei, 94, are destul de multe dotări, adică și pentru ziua de azi, cu aer condiționat, da, da. Nu? Servodirecție, geamuri electrice, oglinzile, da. Am mai spus că sunt electrice, nu? Se închid electric. Se și pliază. Se și pliază, da, nu? Da. Nu are în schimb ABS. Au hotărât ei ca să o facă mai ușoară, să elimine ABS-ul. Bă, pentru ce a fost ea construită, dacă stai să te gândești, scopul de raliu, e normal să nu aibă sisteme până la urmă. Corect. ABS, SP, astea nu are, nu? Nu, nu. Deci ești decât tu cu ăla. Da, da. Fier pe fier, cum zic ăștia. Da, da. Da. E... Scrie puțin geamul. Așa. Deci absorbe foarte bine gropile. Da, are un tip de suspensie... Pe cât e balon? Brevetată de Toyota, 35. 35. Are o suspensie multilink, ei spun super strut, care e foarte eficientă. Dar și foarte scumpă când pică. Are vreo 12 brațe în total pe față. Wow. Le-ai schimbat până acum? Nu, nu, nu. N-a fost nevoie. Am noroc că mașina le are pe cele originale, mințile. Am înțeles. Lor. Am înțeles. Dar nu vreau să vină ziua aia. Trebuie să le schimb. Până la urmă știi cum e cu drumurile de la noi? E inevitabil. Mă uitam în oglindă. Practic tu vezi în spate retrovizoare pe sub eleron. Da, 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 eleronul nu a fost gândit pentru asta, ci pentru aerodinamică, dar în schimb e gândit, se gândește destul tot. De bine, da. Da, că vezi da. Exact pe sub el. Da, da. Și în oglinda laterală nu te deranjează cu absolut nimic. Da, și nici e, nu da. Observ decât dacă dai foarte mult capul. E ce vreau să spun. Uite acum trebuie să întoarcem mașina. Cum e? Se brachează mult volanul? Nu prea. O să trebuiască să faci mai multe mișcări. Da? Bun. Tu trebuie să-mi spui aici, că tu o cunoști mai bine ca mine. Da, da. Mai merge puțin. Cam atât. Da?
Deci cutia mă impresionează cât de ușor intră în viteză și cât de scurt de strepte, scurt. Da, asta dacă foarte... o folosești pe curse. Da, e foarte precis, nu prea poți să ratezi viteza. Asta e cel mai mult îmi place la ea. Da? Da. Mai și cum e distribuit ăsta 4x4? E permanent, nu? Permanent, 50-50. Cu 50, da. Mamă, deci e perfect ca așa. Ca la Subaru din generația ei. Da? Da. Acum merge direct. Ce-mi place iar la ea, că ai vizibilitate. De obicei, da, dacă ai mers cu Subaru sau cu... te încurcă, nu știu cum să o numesc, pe capotă, hood-ul acela, unde intra aer, un admisie direct, știi? Unde era soarbe. Te încurcă puțin la vizibilitate ăla. Și scaunul merge înălțat, dar l-am lăsat eu jos ca să fie mai comod, mai confortabil. Îmi place să fiu mai jos în mașină. Cum reacționează lumea în oraș când te vede? S-au uitat și câteva bătrâne. Ai idee asta, direcția este electrică? Nu. Nu. Bine, pentru anul acela cred că mai greu, da. Da. De obicei, tot ce este mecanic și de obicei fără senzori, în gen cum e mașina asta, fără prea multă electrică din tehnologie în ea, se strică greu. Da, e adevărat. Adică și se repară mai ușor dacă e cald. Mai există și alte motorizări pe Toyota Celica modelul acesta? Da, da, de 1.8 115 cai. Aspirat sau turbo? Aspirat. Aspirat. Și de 2.0 aspirat, 170, între 170 și 175 de cai. Ăsta e vârful de gamă, cum ai vrei. Da, da, da. 2 litri turbo. Mai e o versiune pentru americani de 2.2, dar foarte slab motorizată, 135 de cai. 135? Da, la 2.2, ceea ce e foarte puțin. Foarte puțin, da. Exagerat de puțin. Da. Cât ai mers maxim cu mașina? Cea dinainte am apucat să văd 240 și puțin pe da, gaz. Da, în bordare 280. Da, e garantată că prinde 250. În carte scrie 225, dar prinde și 250. Și până la cât se durează ea? Pe care 9000 de ture, ceea ce mi se pare... Nu, la 7200 taia. Pentru o mașină poate turbo... Da, da, e suficient. Da. Că treapta a doua se plafonează la 110. Am înțeles. De obicei, turele astea le găsești la... la aspirat. Da, și cealaltă aspirată 9000, de 2 10000. litri. Da, cealaltă aspirată tot la 7200 pe alimentarea, nu știu cum au... Da, e ciudat la turbo să vezi atâtea ture în bord. Și ce model ai avut înainte? Tot Celica aceasta? Tot Celica asta, cea aspirată de 2000. Asta a fost blow-off-ul, nu? Da, da. Wow, deci se aude demențial această mașină. Deci cred că numai așa, dacă aș avea o mașină, numai așa aș merge prin oraș. Adevărul e că și eu cam abuzez de valba aia. Îmi place. Dar cum se uită poliția când te aude cu odată asta așa? N-am avut probleme să mă audă până acum. Deci m-aș distra o zi întreagă cu asta așa. Bun, gata, hai să lăsăm distracția la o parte. Îți mulțumesc mult, Alex. Mulțumesc și eu. Mulțumesc frumos încă o dată și sper să ne vedem data viitoare cu o altă mașină de-a ta. Eu poate sper să nu schimb. Încă una, da? Să mai iau una, pe asta nu schimb. Asta e bun pe viață. Ne vedem data viitoare. La revedere. La revedere.